Doamnelor și domnilor, mă bucur de reîntâlnire. Bun venit! Astăzi ne aducem aminte de maestrul George Motoi, pentru că una dintre datoriile celor care rămân este să nu uite. Astăzi maestrul ar fi împlinit 86 de ani. Acum 7 ani, fiicara Luca și soția Cezara Dafinescu au rămas cu amintirea și cu dorul. Astăzi suntem împreună pentru a-l omagia pe superbul actor George Motoi. Scoateți-vă cușmile! Și rămâneți pe loc! Putem de multe meșteri, de multe, în afară de moarte. E o zi mare pentru mine. Doamnelor, mă bucur atât de mult că sunteți astăzi împreună. Raluca, mă bucur tare mult că tu ești pentru prima dată la televizor. Da. Mă bucur că ai acceptat să fim împreună astfel. Dorul nu se va stinge niciodată, nu? Așa e. Spune-mi, amintirea care ți-a rămas, care îți vine mai întâi de toate în suflet, atunci când e vorba de tatăl tău, maestrul George Motoi. Am atât de multe amintiri încât nici nu știu pe care să o aleg. Cel mai mult îmi plăceau discuțiile cu el. Sigur, având diferite vârste, le percepeam după dezvoltarea de atunci. Da. Dar toate discuțiile noastre, acum am revin, știi? Uh-huh. Ca o aducere aminte și mi-e tare drag. Acum când am văzut filmulețul de început, parcă e cu mine, parcă e aici cu noi, știi? Ce-ți spunea tata? Așa că tu voiai să afli lucruri despre cum o să fie viața asta în perspectivă, despre ce e viața. Ce-ți spunea tata? Cred că aveam vreo 18 ani când mi-a spus ceva foarte simplu. Mi s-a părut mie atunci și probabil că sigur n-am înțeles cât de complex. Mi-a spus așa: Raluca, în viață să nu fii ignorantă. Cu mintea de acum este atât de complex acest ignorantă, să nu fii ignorantă, da, încât nu? O să-l porți, nu? Da. Tot timpul în suflet, da. Toate discuțiile astea, da, nu? Da, toate, da, da. Mărturisirile lui, nu? I-ai întrebat, ai întrebat-o vreodată pe tata sau pe mama, dacă ai întrebat-o cum s-a întâmplat să se îndrăgostească de maestru? Da. Sau invers? Da, dar hai să o lăsăm pe ea să ne spună, nu? Cezara, îți plăcea să-i povestești, Raluca, despre cum v-ați cunoscut, cum l-ai văzut pe maestru mai întâi? Îmi plăcea să povestesc în general. Spune-ne și nouă, și povestește-ne așa, și nouă. Și foarte mulți spectatori știu, pentru că de-a lungul anilor, în interviurile mele, am povestit. Știi, sunt convinsă că anumite suflete trebuie să se întâlnească. Și
dacă o să-ți povestesc și ție acum, o să-ți dai seama că așa mi s-a întâmplat și mie cu George. Te rog. Eram în anul întâi la facultate, la teatru, și am văzut noi toate fetele filmul Serata. Era foarte special, Malvina Urșanu era o regizoare extraordinară și filmul era special și noi eram toate nebunite după George Motoa. Așa. Noi am văzut George Motoa. Așa. El era actor în Cluj. Uh-huh. Nu-l știam decât așa din film și zic George Motoa, așa îi spuneam și zic. L-ați franțuzit. Așa. Când s-a terminat filmul, Zoe Angel, profesoara mea, ne-a întrebat pe fiecare: v-a plăcut? Și am zis, da, foarte mult mi-a plăcut. Asta a fost în anul întâi. După 2 ani, atunci când eu am ajuns în anul 3 la facultate, George a fost invitat să joace, să se transfere la Teatrul Național din București. Se făcea, era da. Noul teatru, noul edificiu, și Radu Beligan l-a invitat să joace. Și bineînțeles, venit din Cluj, a venit la profesoara lui la facultate. Mă scuze, aici este Malvina Urșanu, chiar da. De la filmări. Da, 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 de uite, la filmul... uite-te. O să poate avem ocazia să Trecătoarele iubiri, încolo. Am impresia că este, am luat secvențe și din Trecătoarele iubiri. Trecătoarele. De fapt, tot aceeași regizoare. Da, o să ți povestesc să termină. Te rog, revin, întâlnirea, da. Întâlnirea și pe urmă vă povestesc despre Malvina și despre întâlnirea ei cu George sau întâlnirea lui George cu Malvina. Da. Ei, și deci în anul 3 George a venit să vadă, noi eram clasa noastră era faimoasă, se spunea frumoasele lui Moni. Oh. Eram actrițe, eram studente foarte frumoase. Ce să spun, erau, dacă vă povestesc acum, Elena Albu, Julieta Söni, Maria Munteanu din Cluj, fiecare au plecat, am făcut film ulterior. Mm-hmm. Și a venit George, așa cum l-ați văzut când își ia el la revedere pe ecran, așa a apărut la noi. Noi eram pe scenă, am jucat, eu nu mi-am dat seama că e în sală. Când s-a terminat repetiția, profesoara l-a întrebat: cine ți-a plăcut? Și George a spus: fata blondă. El nu mă cunoștea, eram o necunoscută. Da, era pentru prima dată, da. Când venise să vă vadă. Ea s-a uitat, Zoe, la el și a zis: tu ești sigur? Da, de ce? El habar n-avea. Păi zice, te așteaptă de 2 ani. Deci, de ce a spus profesoara asta? Păi pentru că ea știa că i-am spus eu cu 2 ani în urmă că îmi place George Motoa. Da. Nu mă gândeam să mă întâlnesc vreodată cu el, știi? Dar ce ți-a plăcut, Cezara, când l-ai văzut atunci în film? Pe lângă faptul că era un actor superb, ce să mai, era un bărbat foarte frumos. Iubita mea. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, am fost contemporană cu niște minunați bărbați. Dacă spun, eu știu, Florin Piersic, Tichiseanu, Repan, eram, îi știam pe toți. Deci, pe mine nu m-a impresionat atât de mult apariția lui. Dar eu cred că în acel moment a fost acel fluid. Energia. De ce spuneam eu la început? Mm-hmm. Predestinat, știi? Da, da, da. Și faptul că am spus eu că îmi place. Și cât a mai durat până v-ați apropiat? Cum s-a întâmplat? Bine, ne-am în seara după examen, mm-hmm, am fost invitați la o colegă, l-am invitat și pe George, că era venit în București, singur, proaspăt venit. Da. Atunci ne-am cunoscut și în 2 săptămâni ne-am logodit. În 2 săptămâni? Ce repede! Deci din clipa în care ne-am văzut, m-am vorbit de 1000 de ori la telefon, eu eram în sesiune, m-am învățat, m-a plimbat pe tot Bucureștiul. Așa, și să înțeleg că fotografiile astea sunt fix la 2 săptămâni după ce voi v-ați cunoscut, adică v-ați logodit, ați mers la starea civilă. Nu. Au fost făcute mai târziu, nu? Nu, sigur, ne-am logodit fotografia. Asta este în septembrie, deci noi ne-am cunoscut în februarie. 1972. În februarie a fost, după care
am fost împreună considerând că ne logodim și tata spunea: lasă-mă, dragă, că n-am timp de nunta voastră, îmi stricați vacanța după, în toamnă. Așa zicea tata. În același an am mers cu tata, cu mama, cu el în vacanță, adică era de al familiei, știi? Și ne-am căsătorit în septembrie. Da, avem o fotografie când tu stai în brațele maestrului Motoi, chiar îmbrăcată cu acea ținută de la nuntă, de la logodnă. Aveai așa o fețișoară de ziceai că ți pare rău. Ia-ți mireasă ziua bună, iată. Știi ce fețișoară era? Iată, asta e fotografia. Fețișoara asta era, a fost într-un cerc restrâns. Vezi, eram cu rochia scurtă venită de la sfat. Și se terminase toți bairamul. Da. Obosiți, 3-4 noaptea, fără fotograf, că pe vremea aia nu erau așa de importante pozele. Și cineva mi-a spus: hai, dragă, unde? Lumea pleca, musafirii, la revedere. Zice: hai să faceți și voi o poză. Și eu m-am jumătate adormită. Da, superbă fotografia asta. Printre puținele poze, pentru că George avea oroare. Nu-i plăcea să pozeze. Nu. De altfel, dacă spectatorii l-au cunoscut pe parcursul anilor, așa era, lui nu-i plăcea să se dea în spectacol. Da. Nu, totul făceam în familie, nu-i plăceau nici, spun, noi nu invitam spectatorii la piesele noastre de teatru. Cine vrea să vină, să vină. Păi, în ideea că să-l obrig eu să vină la mine să mă vadă? Să vină. Înțeleg. Da, uite, vreau să o întreb pe Raluca acum, pentru că e vorba de 22 ianuarie, astăzi ar fi fost ziua tatălui tău. Cum erau aniversările? Cum era la voi acasă, Raluca, atunci când erai tu aniversată, sau tata, sau mama? Cum se întâmpla? Era o atmosferă de familie. Nimic special, dar era așa o încărcătură de familie, de iubire, de liniște, de pace. Știi, acum în tumultul vieții din prezent, mi-a atât de dor de zilele astea și de liniștea pe care o simțeam, știi, era sentimentul ăla de că toată lumea e a mea. Am descoperit de curând în sertarul meu cu amintiri o poză. Nu știu dacă o ai. Te rog. În care era mama, tata în spatele ei. Și tu în cârca tatălui tău. Și eu în cârca tatălui meu. Da, o să mai vedem o dată. Să mai vedem, pentru că am deci, dat-o. Deci poza asta înseamnă pentru mine atunci când toată lumea era a mea. Ce frumos. Știi? Da, te simțeai protejată, te simțeai acolo, ca fiind puiul. Și era exact. Era și privilegiată, pentru că noi am avut șansa până acum ceva timp să fim o familie cu foarte mulți. Ea îl știe pe străbunicul, pe băbucul. Deci noi eram bunica. Eu aveam bunica. Uite fotografia. Exact. Frumos ce îmi spuneți, ce îmi povestiți. Bănuiesc că, Raluca, umblai prin rochiile mamei, nu? Când plecau de acasă, probai pantofii. Exact. Nu? Și mergeam cu pantofii cu toc și mă certa și îmi spunea: te rog, ce Zara? Te rog, lasă-mi pantofii. Era plăcerea mea să deschid dulapul. Păi și cum, dacă nici Cezara Dafinescu nu mai avea un dressing, un dulap senzațional cu rochii și ținute de și mai aveam încă, uite acum mi-a venit când am fost înainte la machiaj. Mi-a fost drag să o privesc pe mama în oglinda de machiaj. Mi-am amintit cum stăteam cu ea înainte de spectacole, în cabină, și mă uitam așa fascinată, știi, că e oglinda aceea cu becuri și pentru un copil e... Minunat. Hai să ne uităm acum la o secvență, chiar la acel film despre care am vorbit, în regia Malvinei Urșianu. Serata, să-l vedem pe superbul George Motoi. Să vedeți când 1971. Am rămas eu. Da. Ne uităm și revenim și mai și comentăm, sigur, pe imagine. Această lume va dispare și încă mai repede decât ne așteptăm. Nu știam că nutriții idei socializante. Deloc. Idealul meu este prosperitatea mea personală. Dar eu am luptat din răsputeri pentru asta. Crede-mă, mi-a trebuit mai mult geniu decât descoperitorului Polului Sud.
De la un punct însă, totul devine mai simplu. Uită-te la ei. Dacă vreau, într-un deceniu, toate averile lor pot fi ale mele. Vă fascinează atât de mult banii? Nu numai. Fac operă de eugenie socială. Îi înlături pe cei slabi și proști. Altfel, omenirea ar deveni un azil de imbecili și paraziți. Domnule Cristea, am fost foarte îngrijorată de absența dumitale de la dejunul doamnei Martare. Biata Magda, nu știa de explice de ce ai lipsit. Mă mir. Îi spusesem doar atunci când m-a invitat pe mine să nu contați. Nu aveți pic de milă? Stimată doamnă, Cristea nu vine de la Hristos. E o filiație care durează doar prima silabă. După aceea, drumurile noastre se despart. Cinic și fermecător. Admit că sunt fermecător, dar cinic. E o drăgălășenie care mă ofensează. Adorabil, scarmant. Sunteți brutal, domnule Cristea. N-ai idee ce impresie le face. Mitocănia mea e voluptoasă ca un masaj vigoros. Toată lumea asta se comportă ca o muiere care nu vrea. Spune-mi, Cezara, ce sentimente încearcă? Mă impresionează, sigur, imaginile astea, dar vreau să îți povestesc despre marea întâlnire a lui George cu Malvina Urșanu. Probabil că știți cu toții că el a făcut cele mai importante filme, 4 filme, cu această mare regizoare. Uh-huh. Era specială. Vezi, cum punea problema în timpurile acelea în care George, de exemplu, a jucat aici un comunist. Da. Și uite cât de minunat a știut să dirigeze. Nu erau niște filme din astea declarative sau știi? Și a avut George marea șansă să îl placă foarte mult Malvina și să-i dezvolte. Vezi, a fost de la Serata, a trecut la Trecătoarele iubiri. Da. Filmele erau scrise și textul era scris de Malvina și atunci dialogul era foarte rafinat. Da. Și a avut șansa să aibă niște partenere minunate, Silvia Popovici, Gina Patrichi și bărbații, Coman. Da. Adică avea o mare șansă. Și știu că era fericit de câte ori avea ocazia să filmeze cu Malvina. Sigur că ulterior l-au luat și foarte mulți alți regizori, dar bazele și, eu știu, tot ce urma a fost început de Malvina. Spune-mi, Raluca, mergeai la cinema cu tata? Da. La filmele, nu neapărat în care juca? Mai mult la teatru. La teatru mai mult? La teatru. Cunoșteam spectacolele pe din afară, replică. Unde cu replică. Unde stăteai de obicei? Aveam locul meu. Așa? Da, la Sala Mare a Teatrului Național. Erau niște scărițe. Acolo era locul meu, stăteam. Și erai cu minte? Da. Era deja educație. Era instruită exact, bine, nu? Exact, ce trebuie exact. Să faci. Mama mea a povestit la un moment dat cum... Moș Crăciun. Exact! Nu? Ia, la Teatrul Național. Nu. Așa, erai micuță, erai prea micuță. Ia uși, mă strigă. Îți plăcea să urci pe scenă? Mai târziu, cu poeziile, cu scenete? Nu. Am fost mereu un om introvertit. Și nu mi-a plăcut expunerea asta în fața publicului. Nu, dar când îi veneai pe părinți, că ei sunt atât de expuși și atât de doriți. Știi, pentru mine era natural, pentru că eu așa... Așa ai crescut, așa exact, ai văzut. Exact. Da. Ce însemna pentru mine tata sau mama? Ai mei. Da. Era natural, era... Asta era lumea mea. Profesoarele la școală, nu... Aveai un alt regim? Nu, privilegiată la matematică, la chimie? Nu. Dar aveam... Uite, acum am o amintire neplăcută. Așa? În prima zi de școală, când se striga catalogul. Raluca Mătoi.
se uitau la mine, probabil că asemănarea era atât de evidentă încât și urma următoarea întrebare. Ești fiica actorului George Motoi? Nu-mi plăcea. Nu mi-a plăcut să fac paradă niciodată de lucrul acesta. Dar n-aveai încotro? N-aveam încotro, dar nici nu-l scoteam foarte în față. Preferam... Îi spuneai tatălui lucrurile astea? Știu, poate micile neplăceri sau faptul că mai trăgea lumea de tine, colegii, nu îți cereau, poate veneau cu vederile acelea, nu? Dă-mi și mie un autograf de la nu. Tata, de la mama. Nu. Și am să-ți spun de ce. Pentru că am avut mereu lumea mea. Și la școală eram destul de singuratică, pentru că tot timpul mă gândeam, oare colegii vor să fie prietenii mei sau vor să ajungă în casa actorilor George Motoi, Cezara Dafinescu? Simțeai așa? Da, da. Am înțeles. Da. Tocmai pentru că eram un om și sunt un om introvertit. Da. Și atunci am preferat să mă închid un pic, știi? Nu să... Da. Merg pe stradă și nu să merg pe stradă să strig în gura mare, eu sunt fata lor, știi? Da. Cezara, erați actori la Teatrul Național București, prima scenă a țării, jucai în tot ce-ți doreai, voi ați și jucat împreună pe scenă. Da. Cum era? Sau erați foarte vizați, doriți? Sau poate erați și invidiați, poate erați săriți de la anumite, știu, distribuții? Nu, eu n-am simțit. Eu n-am simțit. Eu am fost distribuită de câte ori a fost nevoie de mine. De multe ori am jucat și în piese puse de George. Regizate, pentru că maestrul a fost și regizor. Da, asta nu trebuie să uităm. Și faptul că erau unii oameni care poate spuneau a, joacă pentru că este soția lui, nu mă deranja prea mult, pentru că eu mergeam pe scenă și acolo publicul alege. Știi? E foarte simplu. Da. Sau e ușor să obții un rol. Pe pile, pe soție, pe tată, pe așa. Dar al doilea e important. Și al cincilea. Da. Știi? Da. Și George avea mare încredere când mă distribuia într-o piesă, pentru că el îmi spunea păi trebuie să fiu prost să te pun într-un rol în care nu e pentru tine, în care nu o să fii bine. Da. Pentru ce? Da. Știi? Că s-a mai întâmplat să fie regizori care își puneau nevestele și le făceau un deserviciu. Știi? Pe urmă, spectatorul care este foarte exigent spunea, păi ce vrea asta? Cine e asta? Se uita repede cum o cheamă, ca și păi de-aia o pune, știi? Eu n-am avut... Mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut probleme. Nu te-ai plâns niciodată că... Nu. Și pe urmă aveam... Și... Da. Erau alți regizori care mă puneau în evidență, berechet. Da. A avut mare grijă de mine în Teatrul Național și... Și când ați jucat împreună, când ați jucat împreună, exact cum era? Foarte ciudat. Așa? Vrei să știi că el avea mai multe emoții decât mine? Apropo de introvertit, aici seamănă Raluca cu el. Chiar vreau să te întreb așa și e, pe tine și pe e, ea, în ce măsură deci, seamănă. Foarte mult seamănă Raluca. El, dacă nu... Mă și întreb cum de... A făcut meseria asta. Pentru că dacă era după el, n-ar fi vrut nimic, să nu știe lumea despre el, să nu... Iar pe scenă, noi nu invitam niciodată familia, se invită la premieră, al doilea spectacol se știe că nu e cel mai bun, al treilea încolo. Pentru că el avea niște emoții, tremura tot. Îl vedeai pe tata așa, nu, Raluca? Da. Și ce simțeai când îl vedeai pe tata așa emoționat? Emoție. Și tu la fel, nu? Emoție. Și acum când o ascult pe mama, retrăiesc emoția pe care o simțeam la aplauze. Mereu plângeam. Mi se părea așa, știi, să văd o mare de oameni că îi aplaudă și să știu că sunt ai mei. Da. Și știi cum, ea urmărea tot spectacolul, după cum ți-a spus, ea știe texte întregi. Și acum vede că piesele se riau cu alte generații și spune, aici n-a zis așa, că nu e textul ăsta, a schimbat textul și eu mai uit, nu știu. Nu, zice aici și
își ține minte toți colegii mei aici, X spunea așa, aici făcea așa, uita. Adică, sigur că... Și cu toate astea ai ales să faci ASEU, nu ai vrut să faci actorie, nu te-ai gândit niciodată să devii actriță sau poate regizoare? Nu, pentru că n-am avut chemare. Uh-huh. Meseria asta o faci dacă ai chemare. Da, da, da. Și nu. Nu eram atât de sătulă de teatru, nu mai îmi trebuia. Tata te-a încurajat să faci ce-ți dorești, nu? Da, ce? M-au lăsat. M-au lăsat. Ei, mama mai... Mama așa era mai... O dirija așa, exact. Vroia, dar chiar m-am văzut că inutil și am lăsat. Da. Tu ce voiai, Cezara? Voiai ceva anume? Măi, nu știu, vreau să fie peste mine, să fac ceva, să așa? Nu știu. Eu sunt mai tumultoasă, așa, mai diametral opus temperamentului. Și de la mama ce ai moștenit? Dacă de la tata nu ai moștenit temperamentul, semeni la chip, de la mama? Ce de ți-a la mama? Transmis? Ce am moștenit? Ia spune tu, Cezara. Măi, nu știu, ea. Nu vreau să spun caracterul. Florentina, spune-ne tu. Da, încă nu pot să spun că vă cunosc întru totul și foarte bine, dar știu că intensitatea a felului în care simte Cezara, cred că o ai și tu. Simți da, mult, da, nu? Da, da. Simți mult, simți intens, nu poți trece peste lucruri fără să vezi. Și mai ales fără să te faci că nu să vezi. Să nu fii ignorantă. Iată, nu? Sfatul da. Ăsta te-a urmat. Dacă l-aș întâlni acum, dacă ar intra tata în platou, l-aș privi în ochi liniștită. Pentru că în fiecare zi mă autoeduc să nu fiu ignorantă. Frumos. Și cred că dacă el este acum cu noi, e mândru de mine. Wow! Hai să ne uităm la o secvență. Sincer. Cu maestrul George Motoi din Trecătoarele iubiri, un film lansat în 1974, aveai un an, nu? Da, și eu eram proaspăt căsătorită așa. De un an și am fost pe post de soție la echipa de filmare. Am înțeles. La mare se filma. Da. Și eu m-am dus în alb, în elegantă. Ce să spun? Nu se uita nimeni la mine, că ei erau preocupați acolo, aveau probleme. Plecau dimineața la filmare și veneau seara. Și nici nu era timp de plajă, că se filma în octombrie, noiembrie. Era un frig acolo. Deci erai o proaspătă soție, da. Nu? Cu un bebeluș acasă. Da, lăsasem bebelușul da. Cu familia mea. Și uite, o să vreau să te întreb după secvențele astea, să-mi povestești dacă ai cunoscut-o pe mama maestrului George Motoi da, și cum te înțelegeai cu mama soacră. Da. Nu? Că e o încercare pentru fiecare femeie atunci când se căsătorește. Ne uităm la secvențele din Trecătoarele iubiri și ne întoarcem. Rămâneți! N-ai avut noroc? Nu, n-am avut. Îmi pare rău, sincer vorbind, meritai. Da, meritai. Cezara, o replică ce nu mai e la modă. Nu o mai întâlnim în filmele care se fac în ziua de azi. Ești fericită? Da. Nu, asta îți spuneam înainte, vezi ce dialog avea da. Malvina, profund da. Și la esență. O secvență întreagă avea o frază scurtă, dar plină de înțelesuri. Și apropo de replica asta, ai fost fericită în căsnicia cu maestrul George Motoi? Da, da, da. Eu... Așa înțelegeam fericirea. Adevărul e că îți voi răspunde legându-mă de întrebarea anterioară în ce relație eram cu exact, soacra mea. Exact, cum a fost întâlnirea. Da. Și așa o să-ți răspund cum, ce gen de fericită am fost. Fiind puțin mai mică decât, ca vârstă decât George. Ce diferență era între voi? 13 ani jumate, nu știu exact. Eram ținută ca un bibelou. Părinții mei mă țineau tot așa. George era
tot așa. Și era normal ca părinții lui, care erau niște oameni extraordinari, erau de la țară și aveau puțin vis-a-vis de mine complexul ăsta. Și atunci pentru ei eram soarele. Zânelor. Da, da. Da, știi? Și George, nu știu de ce, bine, poate nici nu prea aveam timp să mergem la țară la ei, îi evita totuși. Adică față de cât aș fi vrut eu să ne întâlnim, ne vedem mai rar. În schimb, prințișorul familiei, așa, când mergeam cu Raluca la țară, ei se făceau, ei se punea lighenuți cu apă, cu să facă baie, să încurte. Ei se aduceau minunat, tot, orice, bunătăți. Nu pot să spun cum era așa. Iubea bunicul, deci, tătăițul, cum, parcă așa, așa spunea, și Raluca venea cu o chețică, că eu îi coseam tot felul de... Avea o pălălaie, ții minte, de soare, o pălărie cu volănași. Unde-i pălălaia? Unde-i pălălaia? Raluca țipa, pălălaia. Era să fie troapne, s-a pierdut pălălaia. Raluca, dar când te-ai îndrăgostit prima dată, tata a simțit că fata simte ceva pentru un băiat. Puteai să vorbești cu tata liber sau te mai ascundeai așa? Nu, nu m-am ascuns, pentru că m-au lăsat să fiu eu. Mi-au dat toată copilăria, mi-au trasat niște principii, să le spun așa. Și apoi m-au aruncat în viață să vadă probabil dacă am învățat ceva sau nu. Nu au fost părinți care să-mi interzică. Da, acum mă laud și eu. Și eu am fost un copil bun. Așa. Nici nu puteam să fiu altfel. Da. Nu e laudă, așa a fost. Adică eu nu știu că am avut copil, nici ca la școală, ca... Nu făceai și tu o nefăcută? Nu. O brăznicie? Nu, nu mi-am N-ai făcut o petrecere când plecau ai tăi de acasă? Nu, nu dădeai un banchet? Nu, nu, nu. Cu muzică tare, cu vecini care să vină și să... Nu, pentru că ne întoarcem la ceea ce ți-am spus mai devreme. Prietenii erau... Da. Prietenii mei sau erau admiratorii lor? Asta a fost întrebarea complicat pentru un copil foarte cu complicat. Părinți, vedetă. Acum, cu mintea de acum, nici nu mi-ar păsa. Da. Dar atunci eram un copil. A fost complicat pentru tine să-i prezinți băiatul de care te-ai îndrăgostit, tatălui tău? Se făcea pe atunci așa? Adică aveai curajul ăsta să vii cu el acasă? Da. Și da. Tata... Nu, cum a fost nu, Cezar, era foarte lascanat. Nu. Era foarte pretențios maestru de obicei? Nu. Avea încredere în mine. Și îngăduitor, nu? Da. Tine. Da. Cum se iubeau tatăl cu fica? Cum era iubirea dintre ei, Cezar? Tu cum îi vedeai? Bag. Cum îi vedeai? Că îi vedeai petrecând timp împreună, stând unul lângă celălalt. Le vedeai asemănarea, nu? Atât de puternică. Păi se asemănau foarte tare și atunci eu eram exclusă. Dar și plăcea să-i vezi așa. Da. Eu ți-am spus, eu am fost mai pătimașă toată viața și erau mai introvertiți și mai liniștiți, așa, mai așezați. Se simțea că o iubește foarte tare. Și pentru el Raluca era... Dar, cum a spus și ea, a avut cu cine să semene. Că ea spune, nu vreau să... nu vreau să mă laud. Nu. Și noi am fost foarte cuminți. Da. Nici eu n-am făcut nicio prostie. George a fost toată viața lui cu minte, serios. Poate unii spectatori îl considerau că e mai afemeiat, că mai... Nu, am fost o familie de oameni cu minți. Ne ajungea ce jucam în piese. Spune-mi, Raluca, e adevărat, eu te-am văzut la un moment dat, ai făcut hipism? Da. Te-a învățat tata, pentru că tatăl tău a jucat, a avut roluri. Nu, am făcut la maturitate. A, deci nu neapărat a fost o legătură ce ți-a înlesnit tot tatăl tău cu, cu caii. Nu. Vreau să-ți spun ceva, că acum mă gândeam că ai întrebat-o pe mama cum era relația tată-fică. Exact.
Și mi-a venit în minte, vezi, eu n-am nicio amintire ca tata neapărat să mă țină în brațe sau să mă pupe. Mm-hmm. Să te drăgălească. Nu. Așa, nu. La fel sunt și eu cu băieții mei. Puțin mai rece. Nu-i țin în brațe toată ziua, nu-i mm-hmm. pup, nu-i drăgălesc. Acum, da. Dar da. Ei știu că eu sunt acolo pentru ei. Ești stâlpul lor. Și știi, uneori e mult mai important să știi că mm-hmm. e acolo pentru tine. Mama sau tata în cazul meu. Așa este. Aș vrea să ne uităm la o secvență din Întoarcerea lui Alexandru Lăpușneanu, un film care a făcut istorie și știu că rolul i-a plăcut foarte tare maestrului George Mutoi. Da, a și fost un rol senzațional. Replicile acelea au rămas celebre. Da. Ne uităm la secvența asta și revenim să-mi spui, Raluca, să-mi povestești cum a fost când tatăl tău l-a ținut pentru prima dată pe primul nepot, nu? Pe Andrei, în brațe, nu? Când a făcut cunoștință cu el pentru prima dată. Rămâneți aici, ne uităm la maestrul George Mutoi din o secvență din filmul Întoarcerea lui Alexandru Lăpușneanu, 1974, dacă nu mă înșel. Rămâneți, ne întoarcem. Cred că mai târziu. 1980. 1980, Întoarcerea lui Alexandru Lăpușneanu, ai avut dreptate puțin mai târziu de 74. Da, că era penultimul film. Ultimul film a fost Liniștea din adâncuri sau așa ceva. Am înțeles. Știi, de-aia țineam eu minte așa... Da. Da, a fost... Spune-mi, Raluca, când ai rămas însărcinată, când au aflat părinții că vor avea un nepot, ai vrut să afli ce o să fie, băiat sau fată? Da. Ai vrut, ai aflat, i-ai spus maestrului? Da, i-am spus și a fost foarte emoționat. Și țin minte, uite, chiar acum am vin așa, știi, în minte, că am avut un gând. Măi, de ce e tata atât de emoționat? Nu poate să stăpânească emoțiile? El, un om care cu asta lucra, cu emoții. Da. I-au dat lacrimile. Nu-ți spun prima întâlnire când l-a luat în brațe, îi tremurau mâinile. El, George Mutoi, mă uitam la el, știi, nu-mi venea să cred cu câte emoție și cu, știi, parcă era și teamă să-l ia în brațe. Da. Și apoi când băieții mei au crescut mai mari, îmi amintesc că stăteau ore întregi de vorbă despre filme, despre actorie, despre tot felul de lucruri învăța, iar băiatul meu cel mare, Andrei, parcă era mai curios decât cel mic și punea tot felul de întrebări și la un moment dat îi spuneam, hai Andrei, nu mai plecăm și acasă. Nu, erau fascinați de el. Minunat. Cred că au avut o relație foarte specială. Da. Moș Crăciun. Da, da. La noi acasă. Asta ca să vedeți cât de apropiat era de nepoți. Seara de ajun de Crăciun, când vine Moș Crăciun, uh-huh. tata venea îmbrăcat în costum, cu barbă. Frumos. Și erau la noi acasă adevărate sărbări, pentru că adunam 20-30 de colegi de școală, de grădiniță, de care veneau și cu părinții, bineînțeles. Și toți, copii și părinți, gustam. Exact. Fascinați. Probabil că mulți dintre părinți nu avuseseră în copilărie. Clar. Da? Și noi ne dorim, noi adulți fiind, ne dorim să trăim sentimentul ăsta atât de autentic. Mi-amintesc, cred că Andrei avea vreo 7-8 ani când a venit la mine și mi-a spus, ma, tu știi cine e Moș Crăciun? Nu, bunicu. Așa? Zic, Andrei, dar cum ți-ai dat tu seama? Am văzut eu că sub costum are cămașa aia care îmi place mie foarte mult. Extraordinar, da. Apoi seriile astea au continuat și eu îi întrebam, totuși vreți să mai... Da. Noi vrem să ne bucurăm în continuare de Moș Crăciun. Frumos. Corect. Foarte frumos. Minunat. Frumos, chiar. Frumos. Nu? Așa cum spuneam și am punctat la începutul întâlnirii noastre, dorul nu o să se stingă niciodată. Dar amintirile astea, nu, pe care le-ați avut, vă vor însoți, nu, pe tot parcursul vieții voastre.
Și mai pentru cu seamă că când ne amintim. De multe ori ne dorim să ne întoarcem în trecut și să-l facem concret, palpabil. Nu? Spune-mi, Miraluca, poate mai vorbești cu tatăl tău câteodată, poate îi mai transmiți ceva gânduri. Uite, am cum ți se întâmplă? Am să-ți fac o mărturisire. Mie, de câte ori mi-e dor de tata, mă gândesc că el e în mine. Fiecare celulă din mine, sângele lui, este în mine. Da. Da? Tata mi-a lăsat cea mai frumoasă moștenire care poate să existe. Lucrurile materiale, azi sunt, mâine nu sunt, dar sângele lui e la mine. Și îl poartă și băieții tăi. Bineînțeles, bineînțeles. Iată, duceți bineînțeles, mai departe. Da? Ei, ce relație au avut așa cu actoria? Au cochetat? Le-a plăcut? Da, da. Andrei chiar la un moment dat a avut, regiza tot felul de scenete prin casă, se filmau cu telefonul. În orice caz, Andrei era regizorul. Așa. Deci, el era, cel mic era actor, ceilalți prieteni actorii, dar Andrei... El îl dirija. Exact, exact, exact. El e șeful, exact. El este leu, știi? Da, da, mi-ai spus, l-am văzut, l-am cunoscut, am făcut o emisiune împreună. Și a preluat de la bunicul elocința, nu? Și felul de a, el, da. Mă rog, prin meseria lui, vorbește, știi? Felicitări, Raluca, pentru l-ai văzut, felul în care frumos, știi? Și, da, și el e un copil foarte bun. Tu, Cezara, am avut noroc, dragă, eu nu am participat cu nimic. Te respecti. Spune-mi, Cezara, ție când ți-e dor? Când mai vezi câte un obiect care poate ți-aduce aminte de el sau o secvență sau ceva, nu știu, pe internet, iată, o aniversare, o comemorare. Da, uite, când mi-amintesc, când îmi pun să-mi amintesc, sigur că îmi dau lacrimile. Dar de obicei nu vreau să-mi amintesc, sunt niște momente închise în sufletul meu. Da. Sunt bucuroasă și mulțumesc universului că am avut șansa să trăiesc astfel de clipe. Mm-hmm. Și atât. Foarte ciudat, știi? Adică nu simt, cum se spune, că vine, că îl visez, că... Da, nu. Da. Nu, niciodată nu. Eu o singură dată am avut ocazia să-l văd foarte aproape, la un pas de mine, se întâmpla în Teatrul Național, l-am salutat. M-a salutat, mi-a răspuns la salut și n-am să-i uit privirea, pentru că avea niște ochi atât de pătrunzători. Când se uita la tine, nu se uita oricum. Am avut sentimentul că chiar mă vede. Că chiar vrea să știe cine e persoana cu care se salută sau cu care vorbește. Ți-am spus, un bărbat special, mie așa mi s-a părut. Nu vreau să-l laud atât, dacă o să zică lumea că sunt subiective, dar realmente a fost un om... foarte dotat, ca să nu știi, da. Un om care poate n-a a făcut istorie. Poate n-a fost de ajuns românesc. De prețuit cât merita. Da, așa cum vorbeam noi, doamnelor, la începutul întâlnirii noastre, în culise, am venit cumva, nu? Noi toți venim să susținem vremurile și să ne trăim legenda. Da, ne-am apropiat de final. Aș vrea să-i dau legătura colegei mele, Nadina Câmpean, să o întreb ce urmează, ce o să se întâmple în minutele următoare, care sunt informațiile, imaginile în exclusivitate pe care le vom vedea aici la Antena 3. Te rog, Nadina. Bine te-am regăsit, Florentina. Sunt foarte multe imagini și informații în exclusivitate. Le veți vedea pe toate în scurtă vreme. Vă prezentăm la fix filmul tragediei de la cursa ilegală care a avut loc pe o șosea din România. Teribiliștii anchetați pentru aceeași faptă au provocat acum un accident cu 2 morți. Totodată transmitem de la cele mai mari aglomerații de pe pârtii românii care petrec în mini-vacanță. Aflăm și care sunt ultimele mișcări de trupe de la granițele României. Cât de mare este pericolul pentru un noi în contextul amenințărilor cu războiul. Și totodată, polițiștii s-au făcut de râs din nou. Cine le-a furat autospeciala, vedeți la fix, când afla și ce divorțează una dintre cele mai râvnite actrițe. Vă spun de asemenea și cine sunt marii favoriți la premiile Oscar. Se apropie, iar Irina Margareta Nistor va fi în direct cu noi. Revenim cu toate subiectele la fix. Vă aștept! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem aici, de A Viața Ascunse, la mâine, de la ora 15, împreună cu actorul Andrei Duban. Toate cele bune, pe mâine!